prezent la Satu Mare pentru lansarea candidaților PNL pentru alegerile locale din iunie 2016, copreședintele Vasile Blaga a afirmat că municipiul reședință de județ este cel mai rămas în urmă oraș din zona de nord-vest a României. Copreședintele a spus despre Satu Mare că pare a fi blestemat și că a avut parte doar de primari neperformanți, acesta fiind și motivul pentru care orașul nu s-a dezvoltat. Totodată, orașe mult mai mici decât Satu Mare o duc mai bine la capitolul infrastructură sau dezvoltare economică. A fost blestemat să aibă parte doar de primari neperformanți. Este din nefericire cel mai rămas în urmă oraș din partea capitală de județ, din partea asta României. Că nu suportă comparația dezvoltarea infrastructurii și în general urbanismul din Satu Mare cu Oradea, cu Aradul, cu Timișoara, să spunem că Timișoara este altceva, este capital de provincie ca și Clujul. Dar uitați-vă cum arată un oraș mult mai mic, într-un județ mult mai mic, sală bun. Ca infrastructură, ca dezvoltare economică și cum arată Satu Mare.